Botoșanul a vibrat astăzi în ritmul echipelor participante la prima ediție a concursului inițiat de Asociația ProUrban și susținută de Consiliul Local și Primăria Municipiului Botoșani. La pas prin istoria orașului, un efort din partea organizatorilor practic de a recâștiga atenția colectivă pentru istoria orașului. 10 echipe, 30 de tineri entuziaști și o cursă nebună pe străzile municipiului în căutarea celor 10 indicii grăitoare pentru istoria armenilor și pentru ceea ce făcea odată farmecul urbei Botoșaniului. Casa Ankele. Casa? Ankele. Ankele. Hai. Luați-ne baftă. Bravo! Bine ați venit, domnul Daigor! Ia-ți nevoie! Da, da, da! Avem și poți, vă arătăm? Nu! Am păstrat și toate indiciile! Sunteți tari! Pe voi trebuie să vă felicităm, voi ați ajuns, da? În cât timp? Nu știm exact, cam o oră și un pic. Deci măcar o oră și un sfert. Da, cam așa. Cum vi s-au părut indicii? Unele au fost dificile, altele au fost mai ușoare. La sfârșit am avut un dubiu, nu eram sigur. Ordinea ați păstrat-o? Da. Era o condiție ca să... Trebuia să mergem la fiecare obiectiv. Dacă săream peste unul, trebuia să ne întoarcem la... Trebuia să fie în ordine. Ok. În momentul în care ați plecat, care au fost așteptările voastre? Ne așteptam să... Partea de indicii. Ne așteptam indiciile să fie atât de ambigue. Și... Nu trebuie să vă dea prea multă informație, asta e clar. Da. Și ne-am folosit de anumiți prieteni și de internet și am găsit cu greu. Ne-am mai și rătăcit un pic, dar am găsit. Ideea a plecat de la faptul că anul acesta armenii comemorează 100 de ani de la genocidul din 1915 și în cadrul, cu ocazia acestor evenimente, cu această comemorare, am gândit câteva proiecte. Am avut un proiect cu două săptămâni cu 5 proiecții de filme. Am avut invitat actorul și regizorul Florin Chevorchian. Astăzi am avut acest proiect La pas prin istoria orașului, finanțat cu sprijinul Consiliului Local Botoșan și a Municipiului Botoșan. A fost un proiect destul de greu, este prima ediție, ne-am gândit câte obiective să introducem. Și ați avut 10 echipe. Am avut 10 echipe, sigur că da. Am vrut totuși să prezentăm copiilor că totuși fără armeni acest Botoșan nu ar fi Botoșanul de astăzi. Ei au contribuit foarte mult la ceea ce este astăzi orașul Botoșani. Mă bucur că au participat foarte mulți, am avut și foarte mulți voluntari. Ne gândim la ediția a doua. Mă bucur foarte mult că le-a plăcut și mai ales din ce am mai discutat cu ei, așteaptă ediția următoare. Acum, dacă... Emoțiile au fost mai mari când au plecat. Pentru ei, pentru concurenți, bineînțeles. Pentru noi emoțiile au fost de când ne-am apucat de aventura asta. I-ați văzut ajunși înapoi. Da, și cât urmează mai departe, că vrem, adică chiar vrem să-i implicăm și în alte activități și din câte am discutat și cu domnul președinte al asociației, vrem să permanentizăm concursul ăsta.